În comunitate suntem aici la București FM, invitata ediției de astăzi este Melania Medelanu. Mă bucur să o salut aici în studioul nostru. Melania este președintele Asociației Zi de Bine. Bine ai venit la București FM! Ziua bună, bine v-am găsit! 98,3 aici ne ascultați sau online, știți, pe bucureștefm.ro. De asemenea, ne vedeți din acest moment și live pe pagina de Facebook București FM. Dacă aveți întrebări apropo de tot ceea ce veți auzi, de tot ceea ce se va întâmpla în studioul nostru astăzi, vă stă la dispoziție numărul de WhatsApp 074. Am spus puțin mai devreme că ne ocupăm astăzi, ne ocupăm. Vorbim despre consumul de droguri în rândul tinerilor, care este o problemă urgentă de sănătate publică, așa este ea definită, și mi se pare absolut normal. Cel mai extins proiect internațional de cercetare, axat pe studiul consumului de substanțe psihoactive la adolescenți, făcut în 2019 și realizat împreună cu Agenția Națională Antidrog, spune așa la oricare trei clase de liceu, clase care au 30-32 de elevi fiecare, există trei adolescenți consumatori de droguri. Bine, asta sună un pic ciudat, adică trei adolescenți la trei clase, cumva un adolescent în fiecare clasă am putea să considerăm? Nu, sunt 9 copii la 100. 9 copii la Și acești 9 sunt uh, cei care recunosc că au consumat droguri cel puțin o dată în viață Imaginează-ți cât sunt aceia care au fost tentați de drog și nu recunosc asta Pentru că le e rușine, pentru că le e teamă, pentru că nu vor să, să, să recunoască un fapt care Despre care sigur că, știu sigur că nu e ok Despre care știu că nu e ok și s-ar putea să fie judecați pentru asta, nu? deci e mult mai mare de fapt numărul celor care au încercat măcar o dată un astfel de drog și la vârsta asta adolescenții consumă droguri fie din curiozitate, fie din uh, anxietate fie pentru că nu știu, au acasă probleme în familie, nu se simt înțeleși și simt că asta este evadarea lor din suferință. Că dacă încearcă odată un drog, starea în care vor intra îi ajute să scape de suferință. În plus, că mai sunt toate tulburările specifice acestei vârste, în care nu știi încă cine ești, mai e drum lung până când. Vei afla cu adevărat cine ești, și da, tentațiile sunt foarte, foarte aproape. Cred că asta e, de fapt, una dintre cele mai mari probleme și anume că tentațiile sunt mai aproape decât credem. Aproape, n-am studii în sensul ăsta, dar nu am îndoiel, din păcate, că în poate fiecare școală, sper să nu exagerez, Există cel puțin un copil care consumă droguri. Nu cred că exagerez și când spun asta mă bazez pe o remarcă făcută de cei care se ocupă de asta, de la una din asociațiile antidrog importante. Și asta este o remarcă făcută în urmă cu mulți ani de zile. Între timp, lucrurile chiar s-ar fi putut să se fi înrăutățit. Mi-e teamă că e așa și anul trecut, când auzeam știrile despre festivaluri, erau tot felul de. Festivaluri la care, la capătul cărora, vezi la televizor acest tip de știre. Uh -huh. X copii au ajuns sau X tineri au ajuns la spital pentru că au, avut, au consumat droguri sau altfel de substanțe halucinogene. Ei bine, eu cred că nu putem să vorbim numai cu ocazia acestor festivaluri despre consumul Correct. de substanțe de genul acesta. E cazul să vorbim mai mult, pentru că dacă vorbim mai puțin, nu înseamnă că fenomenul se diminuează. Din potrivă, el ia amploare și um, trebuie să recunosc că aud mult despre, despre subiectul ăsta de la părinți. De la este părinți un coșmar pentru părinți. Exact, care nu știu cum să reacționeze, care nu știu cum să procedeze atunci când află că um, al lor copil a consumat droguri, așa că hai să vorbim despre asta și hai să și facem ceva în legătură cu asta. Subiectul a început să ne preocupe din ce în ce mai mult și atunci, noi, la zi de bine, avem o cauză pe lună, în fiecare lună, un alt subiect fierbinte despre care nu se vorbește suficient din perspectiva noastră. Ne-am uitat în jur și ne-am întrebat cine face multe pentru um, consumatorii de droguri și ne-am oprit la Aras, care de mai bine de 20 de ani, Asociația Română Antisida, de mai bine de 20 de ani are grijă într-un fel sau altul prin programe de consiliere, prin programe de substituție cu metadonă de consumatorii de droguri, le lipsea, din păcate, această, acest spațiu în care să, să facă prevenție. Și atunci ne-am îndreptat spre ei și i-am întrebat, pentru că, sigur, nu ne considerăm specialiști la zi de bine în fiecare dintre domeniile pe care le abordăm, așa că vorbim cu cei care se pricep. Ce va ar trebui? Care e nevoia principală? Și așa s-a Era... născut această idee a unui spațiu de întâlnire și consiliere. Exact, e un spațiu, ne-am gândit așa, un adolescent poate să vină la un astfel de centru fără aprobarea părinților. Tu ai dreptul să-i oferi uh, suport psihologic fără aprobarea părinților? Cel mai probabil nu. Și Conform atunci, legislației, cred că nu. Și atunci ne-am uitat întâi la părinți și apoi la adolescenți și ne-am gândit așa ce ar fi să facem ateliere de informare și grupuri de suport pentru părinții adolescenților care consumă droguri. Acum vin tot felul de părinți la aceste, grup, la aceste grupuri. Odată sunt părinții care. Nu recunosc că um, au un copil consumator de droguri. Dar din moment ce sunt acolo, este clar că Dar o se motivație tem. există. Dar se tem. Că s-ar putea întâmpla. Că s-ar putea întâmpla sau ce facem este că învățăm cum să recunoască semnele consumului. Foarte important. Foarte important poate Prin fenomenul ăsta din start și exact. reușești să faci ceva. Exact. Apoi pe cei care știu deja că au un copil care consumă, cum să vorbească cu acest copil. E atât de important pentru că felul în care părintele îți vorbește într-un astfel de moment poate să însemne adâncirea în dependență sau poate să însemne o mână de ajutor. Atunci când părintele află, probabil odată că e disperat, e furios, e rănit, nu știe cum să reacționeze și există această tentație îngrozitoare să-i spui mai făcut de rușine, nu mai ești copilul meu, pleacă de aici, ori o astfel de atitudine nu numai că nu rezolvă problema, ci o, o poate agrava. Și atunci să, să poți să-i spui copilului tău, probabil că ai făcut asta pentru că te doare. Hai să vedem ce doare. Hai să vedem cum putem rezolva această suferință, așa încât să nu-ți mai găsești vadarea în drog. Să-i spui, sunt aici pentru tine, indiferent ce ai făcut. Eu sunt aici pentru tine, sunt părintele tău și Ești te iubesc în continuare. Meu. Să poți să-i spui asta când îți vine să scoți flăcări, că probabil că asta e ce-ți vine să faci, poate să, să conteze foarte, foarte mult. Și această, această, acest dialog permanent pe care vrem să-l purtăm cu părinții, mi se pare că ar putea să fie un pas important în reglarea relației și în ajutorarea copilului de a ieși din capcana în care a intrat. Cine vor fi cei care să-i consilieze pe, pe părinți, în primul rând, și pe urmă și pe adolescenții care vor fi sunt acolo? Sunt specialiștii de la Aras, nu facem mm -hmm. noi la zi de bine asta, ci prietenii noștri de la Aras care au psihologi, care au echipă, medici, care lucrează pe teren de, de foarte multă vreme și știu exact ce fac și pentru că vorbeai despre cine va face cursuri, ai spus cuvântul ăsta, sau atelierele acestea, ele sunt odată pentru părinți și noi le-am anunțat ca atare. Dar ce s-a întâmplat după ce am început să vorbim, după ce am strigat: "Haideți să ne ocupăm de această problemă?" E că am primit foarte multe mesaje, fie de la alți părinți, fie de la profesori, fie de la reprezentanții altor ONG-uri care se ocupă, care lucrează cu adolescenți și care ne-au spus: "Am vrea și noi să participăm la grupurile astea de suport, nu putem să le facem online." Putem să le facem online, pentru că părinții aceia se expun când își spun povestea și poate că nu vor ca povestea asta să fie foarte publică. Dar atunci ne-a venit o altă idee. Dacă există acest interes și iată că există, ce ar fi să facem cursuri de formare cu reprezentanții ONG-urilor care lucrează cu adolescenți sau cu profesorii care sunt interesați de copiii lor de la clasă? în direcția aceasta să facem cursuri de formare cu ei și în felul ăsta să multiplicăm impactul. Pentru că echipa de la Aras e o echipă totuși micuță. C unde poate să ajungă? Corect, în corect. câteva locuri, dar nu peste tot cu, cu siguranță. Dar dacă am antrena alți oameni care s-ar întoarce în comunitate, nu? Că suntem la emisiunea asta. Dacă s-ar întoarce în comunitățile lor știind deja mult mai multe despre cum să se comporte cu um, tânărul consumator, atunci am avea această șansă să, să multiplicăm Binele. Ce se întâmplă? Se poate face asta? Așa nu se numai va întâmpla? că se poate, dar chiar astăzi am vorbit cu Monica Dan, psihologul de la Aras și a rămas să batem în cuie una dintre zilele lunii următoare în care să înceapă propriu-zis aceste ateliere. Mi se pare un lucru foarte bun. De altfel, citisem că asociația Zi de bine își dorește să creeze comunități. Asta mm -hmm. este un exemplu absolut clar că se pot crea Comunități care să ducă informația spre binele adolescenților mai departe. Ne propunem, la zi de bine a fost unul dintre obiectivele noastre, poate una din, sau parte din misiunea noastră, să, să creem comunități și mai ales să punem lumina acolo unde ni se pare că reflectorul încă n-a ajuns sau nu cu intensitatea cu care ar trebui să o facă. Ne uităm la cauze care sunt greu de finanțat, la care, despre care e greu de vorbit, la subiecte dure, cum ar fi de pildă doliul. Știți că de greu găsești pe cineva care să vorbească despre, despre doliu? Adică atunci când ne moare cineva drag, cei mai mulți dintre cei din jurul nostru au tendința să spună o să treacă, timpul o să le rezolve pe toate. Hai nu mai vorbi despre asta, că le îți greu, rău. Le e greu și celor din jur să găsească tonul potrivit și cuvintele potrivite. Exact, exact. Și atunci noi am zis, bun, dar care e nevoia omului care a pierdut pe cineva drag? Că până la urmă acolo ne ducem, la durerea lui. Care e nevoia lui? Și nevoia lui este să vorbească. Am avut această surpriză, am vorbit cu mulți uh, oameni îndurerați care ne-au spus mă durea mai tare faptul că mă opreau din a vorbi despre omul pe care l-am pierdut uh -huh. și atunci gândindu-ne pentru că ne spuneau dacă, dacă vorbesc despre omul pe care l-am pierdut simt că îl mai țin puțin cu mine. Cât o vreme amintirea lui e vie, fie că vorbesc eu sau că vorbesc cu altcineva despre omul pe care l-am pierdut, amintirea lui e vie, el e încă aici, e cu mine încă. Și atunci, pornind de la acest gând, ne-am întrebat ce am putea să facem, cum am putea să să transformăm dorul ăsta în ceva care să aibă un strop de viață și am făcut proiectul Plantați în Amintire. La Lugo, anul trecut, în luna noiembrie, am plantat 100 de mesteceni. Fiecare om care a pierdut pe cineva drag a plantat un mesteacăn, iar fiecare copac are un QR code pe care dacă îl scanezi, te duce pe site-ul plantaținamintire.ro unde vezi povestea omului pe care l-ai pierdut. Iar oamenii care l-au cunoscut pe acest om, dacă vor, au și posibilitatea să comenteze și să spună întâmplări din viață sau să aducă alte elemente mai puțin știute despre omul acela și să-i completeze cumva amintirea. O carte de viață și de amintiri. Exact. Vreau să vă spun că s-au dat cei 100 de copaci în două zile. A fost o reacție atât de puternică a oamenilor încât ne-a determinat să continuăm acest proiect. De obicei facem un proiect și apoi în fiecare lună altul, mergem în altă direcție, dar pentru că reacția a fost așa de puternică, anul acesta mai inaugurăm câteva parcuri la București, la Oradea, la Constanța, la Săcele, Brașov. Iată sunt tot atâtea locuri în care oamenii pot deja să își adopte copacei plantați în amintire.ro să adopte un copac și să ne spună povestea. Unde se vor planta la București? La București, în sectorul 6, pe Bulevardul Preciziei, și aici aia, trebuie să spun cu tristețe că deja nu mai există copaci, sau au fost toți uh, adoptați dar Înseamnă că nevoia -a... este mare Voi exact. ați pus degetul pe ceva Care era foarte vulnerabil Ați identificat o nevoie exact. Care, iată, cred că chiar vă depășește așteptările Ceea ce se întâmplă Așa e Și, din nou, ce încercăm să facem Este să declinăm dintr-un proiect pe care l-am susținut Dacă vedem că e o nevoie acută acolo să, să declinăm acel proiect la centrul comunitar zi de bine, pentru că de la începutul lunii aprilie anul, anului trecut am deschis, la început pentru comunitatea ucraineană, acum unde sunt peste o mie de oameni deja, um, acum și pentru comunitatea românească, am deschis acest centru comunitar și facem acolo inclusiv grupuri de suport pentru oameni care au pierdut pe cineva drag. Și au fost deja întâlniri la acest grup de suport și e clar, acum nu mai avem chiar niciun dubiu că e nevoie de astfel de întâlniri în care oamenii să rememoreze, în care să povestească și mai ales să se simtă ascultați și înțeleși. Voi la Asociația Zi de Bine sunteți niște persoane neliniștite, cumva veșnic în căutarea lucrurilor care pot fi uh... Pansate, îmbunătățite, îndulcite, astfel încât viața să fie mai ușor de dus, de trăit, mai în bucurie, mai în liniște, mai în plinătate, să zic așa. Că este rolul unei organizații non-guvernamentale să se uite acolo unde există o suferință și dacă poate să îndrepte ceva, să îndrepte, dacă există o nedreptate sau îndrepte, sau dacă poate să facă un, un mediu mai bun și mai primitor în care, nu știu, copiii să se dezvolte mai frumos. Dacă ne stă asta în putere, asta e ce trebuie să facem. Cum ai spus tu, dacă reflectorul nu este suficient de puternic într-un anumit colțișor, cred că sunt multe colțișoare care mai trebuie luminate, oh, da. să se vadă bine, să se audă bine, oh, da. să se ajungă în colțișoarele acelea și să se facă câte ceva. Uite cum e proiectul cu Alzheimer. E clar că, datorită medicamentelor, speranța de viață e din ce în ce mai ridicată, trăim mai mult. Dar asta nu înseamnă că trăim în condiții mai bune neapărat și Alzheimerul e o boală care apare la o vârstă din ce în ce mai uh, scăzută. Asta înseamnă că suntem din ce în ce mai mulți oameni care suferă de o formă de demență. Nu putem să băgăm asta preș. Și iarăși, e un subiect despre care se vorbește insuficient, după părerea mea. Tot pentru că este un subiect foarte greu. E greu, e adevărat, da. Faptul că e greu, nu înseamnă că trebuie să fie și invizibil. Cu atât mai mult să nu faci nimic. Cu atât pentru mai că mult e greu. dacă e greu, hai să facem ceva, să fie mai puțin greu. Așa se face că anul trecut în luna mai de pildă, Am făcut prima tabără din România pentru pacienți cu Alzheimer și aparținători. Și, deși, de regulă, oamenii aceștia se închid în ei, da? pentru că na, comunicarea cu exteriorul se limitează, dar se și închid în casă, la propriu, nu-i mai vezi. E ai senzația că nu mai există, că nu-i mai vezi. Uh -huh. Sunt închiși în casă. Ne-am întrebat cum putem să facem să se deschidă poarta, nu să se închidă și mai tare. Și, pe de altă parte, avem pe aparținători care sunt tot timpul în, în această dramă, le e foarte teamă să să plece până undeva, pentru că nu știu ce o să se întâmple în absența lor acasă, n-au cu cine să-i lase, e, e, e îngrijorarea asta permanentă, stau tot timpul este, cu sabia este. deasupra capului. Da. Ce am putea face pentru ei, ne-am întrebat. Și atunci, împreună cu asociația, pentru, cu societatea română Alzheimer, filiala Napoca, am organizat această primă tabără și, Doamne, să-i fi văzut pe oamenii aceștia care da, sunt atât de închiși în restul timpului, să-i vezi dansând, am dansat de numă numă. Am cântat. Era unul dintre ei, Era fusese profesor de muzică. Și a venit uh, cu pianina și a cântat. Um, am jucat tot felul de jocuri. Am jucat fotbal. Am croșetat. Am făcut tot felul de lucruri. Îi re... vezi povestindu-și viețile, sigur, cât își aminteau din ele. Da, da, I-ați reintrodus da. într-un circuit al unei vieți normale, să spunem. Exact, exact. Măcar pentru o perioadă. Exact. Și pe de altă parte, uh, pentru aparținători, uh, am adus. Uh, psihiatru, neurolog, kinetoterapeut, să le spună, uite, când nu o să se mai poată mișca, tu poți să-l ajuți în felul ăsta. Sau, uite cum o să evolueze boala. E bine să știi la ce să te aștepți, că în bine nu o să se mai întâmple. Și atunci e bine să știi cum trebuie să, să procedezi. Sau pur și simplu să stea, deci să-i vezi pe oamenii aceștia stând, stând, pentru că în sfârșit e altcineva care are grijă de. Să-și tragă sufletul. Să tragă sufletul, exact. Și iarăși am declinat acest uh, proiect în uh, grupuri de suport pe care le-am făcut la Centrul Comunitar Zi de Bine și la Cluj, la Societatea Română Alzheimer, uh, filiala Napoca. Am făcut acolo aceste grupuri de suport și iar ne-am spus, Doamne, câtă nevoie era de ele. Uh, Melania, acesta este sarcina organizațiilor, asociațiilor non-guvernamentale sau ar trebui să intervine totuși și statul ca să rezolve din toate lucrurile acestea de sănătate publică până la urmă și nu toate sunt de sănătate publică, sunt de sănătate, sunt de viață, sunt de binele cetățeanului tău. Știi, Ana, e o tentație foarte mare să căutăm vinovați e, și unori bă. și mie, adică și eu mă înfurie uneori, dar de ce nu face firar să fie statul? Eu am această tentație uneori. Și apoi mă gândesc că indiferent ce, cât de bogat ar fi o țară, oricum nu o să poată să rezolve tot. Și am avut de făcut o alegere. Pot să stau să mă lupt cu statul și să-l determin să acționeze. Pot să fac asta. Dar pentru mine e mult mai puțin probabil să reușesc. Pentru mine, da? Poate alții, alții au această misiune și sunt organizații care asta fac, organizații non-guvernamentale care luptă cu statul da. și îl determină să ia măsuri mă întrebă, eu pot să fac asta sau pot să fac mai bine altceva? Ce-ar fi să fac bucățica aia pe care eu pot să o fac? Adică să-mi concentrez efortul pe ceva ce cred că nu pot să fac sau că va aduce prea puțin e din perspectiva mea inutil. Și Ai știi? ales să fii mai eficient. Exact. Ok, nu era vorba de luptă, nu astea, că în trebuie nu să trebuie, trebuie să existe și lupta asta. Adică cineva chiar trebuie să-l tragă statul la răspundere și să-l determine să acționeze. Sau Dar nu să nu se, se asocieze măcar, sau uh, organizațiile să se asocieze cu ceea ce face statul. Uh, nu pot să lași rezolvarea unor probleme atât de spinoase și serioase numai pe seama societății civile. La asta mă gândesc. Știi că eu suspectez că statului e cam convine din când în când. Să lase pe alții. Da, da. am înțeles. Uh, hai să ne întoarcem un pic la, la subiectul de la care am pornit, la tinerii consumatori mm -hmm. de droguri, și uh, era povestea aceasta a centrului de consiliere, mm -hmm. uh, care, apropo, a, a fost inaugurat acum două zile? Luni, trei zile pe la începutul săptămânii. Da. Deci Pentru că noi ianuarie. promitem întotdeauna că fiecare proiect e gata până la finalul lunii. Iar luni era 30 ianuarie. Da. Chiar, chiar vă țineți de cuvânt. Uh, și uh, am înțeles că acolo vor primi. Uh, Tinerii, părinților, sugestii și soluții despre uh -huh. cum să depășească faza aceasta din viața lor, în ideea că sperăm că este doar o fază. Uh, toți specialiștii de la ARA sunt cei care pot să-i îndrumă în acest sens sau psihologii. Da. Din nou, noi, la zi de bine, ce facem este că ne uităm la nevoie și ne întrebăm după aceea, ok, asta este nevoie, ăsta e domeniul spre care ne îndreptăm atenția. Cine din domeniul acesta face treabă despre care noi credem că că e în regulă, și apoi ne îndreptăm spre acel ONG și îl întrebăm care e proiectul de care ar avea nevoie și îl susținem și comunicăm despre asta, fără să pretindem că ne pricepem la domeniul respectiv. Sigur că pe traseu tot învățăm lucruri, că în explorarea unui domeniu, na, trebuie să te informezi. Dar îi lăsăm pe specialiști să facă, să facă lucrurile și atunci, da, e vorba despre cei de la Aras, iar ei au un program de, de substituție care Oh, Pe care l au de multă vreme și doresc din tot sufletul să funcționeze, e vorba despre metadonă. Uh -huh. da? Cineva care, nu știu, se injectează cu heroină, să zicem, la un moment dat, dacă vrea să se lase de tot, din prima, va intra probabil în sevraj și riscul să facă alte nebunii e foarte mare. Și atunci metadona ce face? Este un, un medicament, practic. Mai ușor. Mai ușor, da? Și întâi avem această etapă, trecem de la heroină să O etapă să zicem, de tranziție, exact, cumva. La metadonă uh -huh. și după aceea, ușor ușor, la ieșirea din, din dependență. Asta se întâmplă, iarăși, la uh, centrele Aras. Asta este o parte din soluție, dacă pot să spun asta. Am înțeles. Melania, pe tine foarte multă lume te cunoaște din momentul uh, jurnalistic din viața ta. Vă fost... mai știe cineva de <laughs> e... jurnalist? Un jurnalist de televiziune cunoscut, erai o figură cunoscută, o figură iubită. A fost grea trecerea aceasta către o altă, o altă zonă a vieții? Sau Regreți că ai lăsat televiziunea și ai intrat în, în domeniul acesta al Asociației Non-Guvernamentale și al tuturor acestor proiecte. Este un fel de răspuns pe care îl deduc, evident, după felul în care vorbești despre ceea ce faci. Dar, știi, în momentul în care ești o persoană publică, ești o persoană care, evident, faci bine ceea ce faci și faci cu plăcere ceea ce faci, schimbarea aceasta, atât de, de brusc la un moment dat, pun. Punct, îmi pun jucăriile jos și mă apuc de cu totul altceva, e o treabă interesantă. Ca să-ți răspund direct, nu numai că nu regret, dar cred că nu puteam să fac o alegere mai bună de viață decât asta. Și, în egală măsură, sunt foarte recunoscătoare a anilor de televiziune, pentru că, fără ei, probabil că astăzi nu aș fi făcut zi de bine sau n-aș fi fondat Asociația Magic, pentru că tot ce am învățat în anii de presă. Mi-a fost de folos. Nu o să fiu ipocrită, nu o să spun că nu m-a ajutat statutul de persoană publică. Da, sigur că deschide uși. E important ca atunci când bați la o ușă, ea să ți se deschide, dar în egală măsură e important să fii credibil, pentru că nu e suficientă notorietatea. Trebuie să, să te ții de cuvânt, să faci ceea ce spui că faci. Altfel notorietatea nu îți va mai servi la un moment dat la nimic. Oamenii nu mă mai știu sau... Cumva, dacă mă mai oprește cineva pe stradă, îi se pare că mă știe de undeva, dar nu știe exact să spună de unde. Nu cred că am fost atât de cunoscută, dar nici măcar nu are relevanță lucrul ăsta. Ce mă bucură pe mine este că pot să trăiesc și să trăiesc absolut decent, ținând cursuri de dicție și de public speaking și să... Să-mi placă să fac asta bazându-mă pe toată experiența pe care am acumulat-o în televiziune și pe baza aceleiași experiențe să-mi permit să fac voluntariat la zi de bine și, uite, să, să, să fac lucruri care au atât de mult sens pentru mine și care îmi fac atât de mult. Uh... Nu, nu toate îmi fac plăcere, să ne înțelegem, adică e, e multă durere și nu pot să spui, vai, ce multă plăcere îmi face durerea, că nu, nu e cazul, dar uh, la capătul fiecărui proiect, când știm că am lăsat ceva. Bun în urmă, și eu și Luciana Zaharia, fostă corporatistă, colega mea de la zi de bine, cofondatoare a asociației, ne, ne uităm așa, băi, uite, am mai trecut o lună în care s-a întâmplat ceva bun, pentru că am pus umărul. știi? Îți şi... place că ai făcut un bine, că ai reușit să schimbi ceva, că ai reușit să ajuți cumva. Nu întotdeauna ție, adică schimbarea nu e întotdeauna fantastică, așa uh -huh. cum ne-am așteptat să fie, dar dacă aș fi stat degeaba, mi-ar fi fost mult mai greu. Apropo de schimbarea, nu este fantastică și nu se întâmplă așa într-o într clipă, este greu să, se, nu să se, se impună, nu este cuvântul potrivit, nu este verbul potrivit. O astfel de asociație să devină vizibilă, să devină credibilă, să deschidă ușile și să poată să crească în așa fel încât să facă lucruri cu adevărat semnificative. Nu e ușor, asta e clar. Adică dacă cineva crede că binele se face bătând din palme sau nu. Se face cu foarte multă muncă, dar când, când știi că are sens această muncă și pentru mine, repet, are foarte mult sens, mi se pare că, că, că pur și simplu trebuie făcută și uneori e greu. Uite, de pildă la proiectul cu proiectul independență despre care vorbeam mai devreme, unul dintre lucrurile pe care le-am făcut ca să înțeleg mai bine cu ce se confruntă un consumator de droguri a fost să merg cu echipa de la ARAS, cu ambulanța socială, să merg în ferentari și să văd um, acolo ce se întâmpla, era schimbul de seringi. Ca să nu se infecteze cu alte minunății, cei de la ARAS le dau seringi curate, noi, da? și le... Iau pe cele care sunt deja utilizate. Chiar dacă poate să pară ciudat în prima instanță acest lucru, asta se întâmplă, adică le oferi seringile respective, știind că ei oricum asta vor face. Exact. Nu-i oprește faptul că tu le spui nu fă că nu e bine exact. și atunci, dacă tot o fac, măcar să o facă în condiții de siguranță sanitară. Exact. Și în acest, în acest, în acest drum pe care l-am făcut în, în această zonă, știi cum? din secunda în care a parcat mașina, ambulanța, au început să vină. Nici nu știai de unde vin atât de mulți, știi? Și veneau și veneau și ca să primească seringile trebuiau să-și arate semnele injectării. Nu a fost deloc o imagine plăcută. Am plecat de acolo nu bulversată, am plecat de acolo sfâșiată, știi? Mi-a fost foarte greu să, să trec peste ziua aia și Mi mi-am dat seama că eu n-aș putea să fac asta, deci ce fac oamenii de la ARA sunt în admirația lor completă. Eu n-aș putea să fac asta în, în, fiecare zi. E foarte greu de dus. Dar dacă știi că... că... I-am și întrebat, mă, dar cum rezistați? Adică atunci când eu fac un proiect pentru copii, copiii a, nu știu, să zicem că aduc un medicament, copilul se face bine, îl vezi după aia evoluând. Dar în cazul vostru, voi vedeți pe acești oameni pe care a doua zi s-ar putea să nu-i mai vedeți, că au avut o supradoză. Adică rata de succes s-ar putea să fie foarte mică, foarte mică. Cum, cum treceți peste lucrurile astea? Și uh, perspectiva lor iarăși mi se pare wow. Dacă un singur om reușești să salvezi, salvezi o lume, știi? Da. Așa, un, un om. Dacă ne-am propune cu toții să salvăm un singur om, nu o e. Că dacă spui salvezi o lumea toată, o să fie întotdeauna foarte greu Nu, nu o să-ți iasă niciodată nu, să faci Nu, fiecare asta, drum știi? începe tot cu un pas, cu primul pas exact. Și după aceea vezi Da, complicat, într-adevăr complicat Dar până și, ai spus tu și mai devreme Și lucrurile grele și lucrurile dureroase Și lucrurile la care ți-e greu să te uiți Trebuie să încerci Să mm -hmm. faci ceva și acolo Cum ies eu din asta, gândindu-mă că Dacă mie mi-e greu să mă uit Îți dai cât de greu E omului care a ajuns în situația asta? Ca nu ajunge acolo de drag, ajunge acolo dintr-o suferință profundă. Cât de greu este unui părinte să-și vadă copilul? Exact. Și atunci când îți dai seama că durerea ta este incomparabil mai mică, când ai un alt fel de reper, știi? Durerea ta e incomparabil mai mică decât durerea acelui părinte. Atunci îți spui, băi, eu chiar trebuie să pot, adică... Dacă pot, să ajut. Da. Minunat. Uh... Ce fel de proiecte pregătiți pentru lunile următoare? Că știu hmm. că e luna și proiectul, ai luna spus și, și tu. Proiectul și ne-ar plăcea foarte tare dacă oamenii și-ar dona ziua, pentru că Asociația zi de Bine de la asta a pornit. Donează ziua și fă din ziua ta o zi de bine. Aha, de uite, n-am știut da, de la da, ce vine da, denumirea. Da, da, da. Adică, de obicei, nu, de, de ziua noastră facem cinste și primim tot felul de cadouri și pe unele dintre ele, să recunoaștem că le cam punem într-un colț, nu? <hî>. Și acolo uităm de ele, dar ăia sunt bani risipiți. Ce-ar fi să punem banii ăștia? În contul tău de fundraiser, dacă tu îți donezi ziua, le spui prietenilor, nu mai da banii pe prostii, nu mai cumpăra ceva, dar dacă ai pus 100 de lei deoparte pentru cadoul meu, pune-i în contul de fundraiser și dacă am 10 prieteni, o să se strângă o sumă frumușică și cu banii aia o voi face o faptă bună de ziua mea. Dacă sunt 50 de oameni care își donează ziua într-o lună, îți dai seama că chiar se strânge o sumă da. care poate să facă diferența. Ne dorim foarte tare să-și doneze oamenii ziua pentru proiectul lunii februarie, care se numește Vorbăreț. Și de la ce pornește? De la o constatare pe care iarăși am făcut-o uitându-mă pur și simplu în jurul meu și ascultând foarte, foarte mulți copii și adolescenți care vorbesc stricat care nu pronunță corect sunetele, care vorbesc îngrozitor de repede, stâlcesc cuvintele, nu înțelegi, nu înțelegi ce spun. Și din păcate, când se întâmplă asta la un copil micuț, de pildă, nu odată am auzit, asta e cam prostuț. Și îl pune în ultima bancă. Dar copilul etichetă. ăla nu este prostuț. Copilul ăla pronunță greșit niște sunete. Dacă tu doar ai face niște ședințe de logopedie și ai corecta sunetul ăla acelui copil, el n-ar mai fi copilul ăla pe care tu îl pui în ultima bancă, știi? Sau copilul ăsta care primește eticheta, așa cum spuneai tu, e gângavul, e râruitul, e știi, bâlbâitul. bâlbâitul și așa mai departe, el poate deveni victima bullying-ului. Uh -huh. Relațiile lui sociale cu ceilalți s-ar putea să fie afectate din cauza unui sunet, fir ar să fie. Adică ce-ar fi să punem acolo un pic de timp? Mi-am dat seama de lucrurile astea, mă, dar, dar nu se poate. De, de ce să lăsăm lucrurile așa? Că nu e o chestie complicată. În șase, șapte ședințe ai rezolvat un sud, dă încolo, că e chiar nu e o treabă foarte complicată. Așa că am făcut acest proiect Vorbăreț, se numește și îl facem la Vâlcea, un centru de logopedie la care să aibă acces copii din medii defavorizate. Atenție, de multe ori când spunem logoped, spunem copii cu autism sau copii cu sindrom Down și sigur e nevoie și Acolo e nevoie foarte mare de logoped. Uh -huh. Dar sunt copii tipici, care nu suferă de vreo afecțiune exact, exact. și care, repet, ar putea să corect, am putea să corectăm la ei niște sunete în câteva ședințe și ei să, să nu aibă parte de etichetele astea care ar putea să le afecteze inclusiv progresul la școală sau relațiile sociale. Un proiect foarte interesant. Mă și, și foarte mir, ascultându-te, că nu s-a gândit nimeni până acum la lucrul acesta, pentru că de vorbit cu probleme se vorbește dintotdeauna. Uh -huh. Acum, foarte, foarte mulți ani, adevărat, în altă eră, când eram eu la grădiniță, la noi, mi-aduc aminte că venea logopeda odată, nu știu, la astăzi. Două săptămâni și verifica toți copiii. Deci, să, știi că ne că să și facem acum niște există, mici exerciții. Există logopezi școlari, dar nu fac față. Sunt mult prea, prea puțini, puțini față de, de nevoie. Vezi și ca problemă, știi da? care Baiu-Baiu este că um, părinții, mai ales la vârste foarte mici, când copilul vorbește stricat, că încă n Poate să fie învățat, drăguți! Poate să fie drăguți! Mă mm -hmm. lasă, mamă, că o să crească și o să po se să corecteze. Vorbească. Dar riscul să nu se corecteze e măricel și atunci ce face? E, ce se întâmplă este că se cimentează defectul acela de pronunție și îl, spo îl scoți mai. Târziu cu cât înaintezi în vârstă. Hai să intervenim rapid acolo unde se poate corecta ușor și uite să avem copii care să aibă o încredere în propriile forțe mai mari. Asta se întâmplă în februarie la Asociația Zi de Bine, deci ați, ați reținut dacă vreți să vă donați ziua de naștere, faceți asta. Zidebine.ro este site-ul unde uh, puteți să vă donați ziua și tot acolo o și formularul de 3,5% în cazul în care nu v-ați hotărât încă la o cauză socială pe care să o susțineți, nu vă costă absolut nimic. Iar pe noi ne ajută infinit. Și să pot face multe fapte bune. Da, Iar lucrul cu care am început, începând de luni din această săptămână, centru de consiliere, centru de întâlnire, centru de prevenție pentru tinerii consumatori de droguri și pentru părinților să știe cum să trateze. Lucru extrem de important. Centru care se află unde? în Titan. Se numește Centrul Arastitan. Google Maps. O să-l găsiți mm -hmm. imediat. Perfect. Mulțumesc tare mult pentru că ai fost astăzi Mare aici drag. la noi și pentru că ne-ai povestit despre atât de multe lucruri frumoase. A fost așa un soi de infuzie de optimism. Chiar dacă subiectele sunt grele, chiar dacă subiectele sunt serioase și sunt lucruri care câteodată ne dor, câteodată ne sperie, de făcut plăcere, nu face nimănui, asta este clar, dar felul în care le abordezi, felul în care alegi să te raportezi la ele, poate să schimbe totul. Iar ceea ce. Ai, ai făcut tu, ați făcut voi, ceea ce ne-ai povestit acum, exact asta a însemnat o perspectivă diferită. Mulțumim tare mult și să știi că noi credem cu tărie că fiecare zi e zi de bine. Așa să fie pentru toată lumea. Mulțumesc, Melania Medeleanu, foarte Mulțumim. mult că ai fost aici, la București FM, în comunitate. Zi bună! Ioana Brușten sunt eu, vă mulțumesc și vouă dacă ați stat împreună cu noi, rămâneți și în continuare pe 98,3, știri avem la fix, așa cum bine știți, apoi pe sens unic vă preiau Marius și Eugen. Mâine, vineri, în comunitate după ora 14, vă întâlniți cu Răzvan și Vicențiu, pentru că dacă e vineri, e zi obligatoriu de sport. Ne reauzim cu bine data viitoare, până atunci să aveți o zi cât mai frumoase și zile.